Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că cel mai probabil partidul său și PSD vor merge pe liste separate la alegerile europarlamentare de anul viitor. Știți foarte bine, în Parlamentul European există grupuri politice, grupul ALDE, care este grupul liberal, grupul Partidului European Socialist, grupul popularilor, grupul ecologiștilor și așa mai departe. Deci ei se repartizează odată ajuns și în Parlamentul European pe grupuri politice și de aceea cred că a merge pe o listă comună creează o anumită confuzie și pentru electoratul de la noi și pentru partenerii noștri europeni. Nu am luat o decizie, dar există o bună probabilitate să mergem pe liste separate, a declarat ieri la Mamaia liderul ALDE. Tăriceanu a mai anunțat că au fost stabilite și criteriile orientative pentru candidaturile la alegerile pentru Parlamentul European. Acesta a menționat că vor fi luate în considerare experiența politică și profesională, cunoașterea unei limbi străine, notorietatea, urmând ca pe liste să fie candidați din toate regiunile țării. Călin Popescu Tăriceanu a fost prezent miercuri la Școala de Vară a Femeilor din ALDE și la Școala de Vară a Tinerilor din ALDE, ce au avut loc la Mamaia.